un que es de x, egal cu x la 3a, minus 3x plus 1. Deci dacă notezi cu f de x relația, f de x egal cu x la 3a minus 3x plus 1, a rezolvat f de x egal cu 0, f de x, asta înseamnă x la 3a minus 3x plus 1 egal 0, este echivalent după notația ai făcut, după ce am notat f de x, este de parcă aș spune f de x egal 0. Înseamnă să aflu pe cei x pentru care au ca imagine pe 0. Că prin funcție, ce se întâmplă pe funcția asta polinomială? La un anumit x am un y, am alt x, am alt y, da? Deci, bună, dacă fac tabelul de valori, eu nu fac decât să prind corespondența. Să surprind corespondența. Și anume, corespondența este următoarea. Bună, lui 0, lui 0, punem în corespondență imaginea lui 0, lui x egal 0, 1. Lui 1 îi punem în corespondență, iată, imaginea prin funcția aceasta lui 1 este 1 minus 3 plus 1, minus 1. Lui 2 îi punem în corespondență ce? 8 minus 6, 2 și 1, 3. Lui 3 îi punem în corespondență, imaginea prin funcția aceasta a lui 3 este 27 minus 9, 18 și 1, 19. Lui minus 1, ce îi punem în corespondență? Minus 1 plus 3? 2? Deci 3. Lui minus 2? 8. Minus 8, plus 6, da, minus 2 și 1, minus 1. Nu ne e greu să constatăm că așa dând noi lui x și o serie de valori, n-am descoperit niciun 0. Adică, nu, deocamdată n-am găsit vreun x care să aibă ca imagine pe 0. Și rezolvarea ecuației, de fapt, asta, asta e și problema mea. Eu caut pe cei x care să fie, să-l aibă pe 0 ca imagine. Eu știu y-ul, nu? Cât este y-ul? Cât este? 0. Și întreb, cine sunt x și aceia care l-au ca imagine pe 0? Asta înseamnă a rezolva ecuații. Deci a rezolva o ecuație înseamnă a descoperi x și ce l-au ca imagine pe 0. Că știu acum cine este, nu? Imaginea. Imaginea este 0. Dar pentru ce x se realizează asta? Și, iată, asta e de fiecare problemă. Acum, pentru ecuația asta de gradul 3, una dintre variante ar fi să încercăm pe schema lui Korman, nu? Da? Deci, ca tehnică de descoperire a rădăcinilor, de găsirea celor x pentru care 0 să fie imagine, iată 1, 0, minus 3 și 1. Și luăm aici divizorii lui 1. Care sunt plus, minus 1? De fapt, atât. Încercăm cu 1. 1 ori 1, 1 și cu 0, 1. 1 ori 1, 1 și cu minus 3, minus 2. 1 ori minus 2, minus 2 și 1, minus 1. De fapt, ce este minus 1 aici? Este valoarea funcției în punctul 1. Sau imaginea minus 1 este imaginea lui 1 prin funcția respectivă. Ia uitați-vă. Imaginea lui 1 prin funcție este minus 1. Dacă iau, cât trebuia să-mi dea aici? Cât doar trebuia să-mi dea aici? Așa, atunci aș fi zis că este rădăcină. N-am mers. Minus 1. Cât va fi deodată imaginea lui minus 1? Este 3. În mod sigur va fi 3 aici. Deci nici asta nu. Alte rădăcini întregi nu mai pot căuta. Fracționare nu am cum. Fracționarele înseamnă divizorii prostate, pe divizorii acestuia, dar fiindcă aici este 1, înseamnă tot rădăcini întregi. În concluzie, schema Horner s-a epuizat. Că schema Horner poate să vă ofere doar rădăcini întregi și fracționare. Asta. Se spune că nu are nicio rădăcină, adică nu există niciun x care să aibă ca imagine pe 0. Nu există niciun x care să aibă ca imagine pe 0. Mi-e teamă că greșesc.
De aceea am să încerc un pic să reprezint, că vă știți perechele X și Y, X și Y constituie puncte ale graficului funcției. Deci să încercăm să reprezentăm și noi grafic funcția asta. Mai întâi am un punct minus 2, minus 1. Când x-ul e minus 2, da? X-ul e minus 2, y-ul este minus 1. Un punct. Când x-ul este minus 1, când x-ul e minus 1, y-ul este plus 3. Când x-ul este 0, când x-ul e 0, y-ul este 1. Când x-ul e 0, y-ul este 1. Când x-ul este 1, y-ul este minus 1. Când x-ul e 2, y-ul este 3. Când x-ul e 3, y-ul este foarte mult. Acum, hai să vedem când x-ul e din ce în ce mai mic, când x-ul duce la minus infinit, cât este y-ul? Tot minus. Păi y-ul este la sfat limită din f de x, la minus infinit. Deci, ce înseamnă a face limită? Înseamnă a vedea ce se întâmplă cu y-ul care apar câte vreme x este după la minus infinit. Deci, ia să zicem și noi, limită pentru x tinde la minus infinit, din x la a treia minus 3x plus 1. Cum fac limita asta? La pus la minus infinit, mai stau pe gândul și poate fac de forțat. Deci egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din x la a treia pe lângă 1 minus 3 pe x pătrat plus 1 pe x pătrat. X la a treia, da? Și asta duce spre 0, spre 0. Și minus infinit la a treia, face minus infinit. În concluzie, când x-ul se duce spre minus infinit, y-ul care apar, fiindcă limita este minus infinit, y-ul care apar, unde se duc? Spre minus infinit. Deci am un x aici, voi avea un y mai jos, am un punct pe aici. Am un x mai încolo, am un y și mai încoace, am un punct. În concluzie, vor fi foarte multe puncte pe aici ale graficului. Da? Foarte multe puncte. Printre ele se află și acesta, și acesta. Vă întreb. Sigur, când am dat valoarea în minus 2, când am dat valoarea în minus 2, y cu cât mă dat? Uitați acolo. Minus 1. Când am dat valoarea în minus 1? 3. 3. Sigur, dar sunt foarte mulți x între minus 2 și minus 1. La fiecare x de aici am un y, are un alt x, alt y și acestea puse una în alta vor constitui graficul. Deci puse una în alta vor face graficul funcției. Da, dar va fi perfect încât putem să le unim pe toate, pentru că ele unul în altul, deci acoperă toată zona, cu condiția ca funcția să fie continuă. Da. Să nu cumva să fie un punct de discontinuitate, că atunci e posibil ca să nu taie asta. Să mă duc până aici și până să sară. Dar dacă știu că funcția e continuă, ce se va întâmpla? O taie obligatoriu. Dacă n-am tăiat pe aici punctul ăsta, ce coordonate are punctul ăsta? Ca un punct, ca orice punct pe axa Y-lor. Toate punctele pe axa Y-lor. Cât este Y-ul pe axa Y? Asta. Zero. Păi Y-ul în clipa asta de pe axa X-ul este 0. Dacă ar fi mai sus sau mai jos, nu? Am așa avea o crește sau altă. Deci pe axa X-ul, Y-ul totdeauna este 0. Deci dacă eu am tăiat aici, ce coordonate are punctul ăsta? Y este 0, da? Este un X1 și 0. Deci punctul ăsta este un X1 și 0. Și este faimosul 0 de aici. Și asta este o primă rădăcină. Da, nu știm X-ul. Nu știm exact, dar există. Da. Măcar, mă cer cu oricine și spun că există. Da. Că nu pot trece de aici, de sub axă,
De la un valoare negativ, nu te uitați aici, Y este cât, Y ăsta este negativ. Nu pot să ajung la Y pozitiv. Nu pot să ajung de la minus 1 spre 3, fără să tai și axe, fără să trec prin 0. Doar dacă e continuu. Doar dacă e continuu. Păi este interesantă chestia cu continuitatea? Da. Foarte interesant. Iată, nu înțelegeam de ce punem problema continuității. Pentru că problema continuității ne ajută, iată, într-o situație de asta interesantă, ne ajută să rezolvăm ce? Ecuațiile acestea. Să știm măcar pe unde sunt rădăcinile, câte sunt. Câte sunt măcar. Ia uitați, am sigură rădăcină în ce zonă? Dar sigură rădăcină între minus 2 și minus 1. Sigură. Pentru că în minus 2 ce fel de valoare am avut? Negativă. Iar în minus 1 ce fel de valoare am avut? Și cum se trec la un valor negativ la un alt pozitiv? Fără să tai axa X. Cum se poate? Fără să treci prin 0. Dar există acum mai avem un caz. Când este X-ul... Când este X-ul 1 și Y-ul minus 1. Când X-ul este 1... Și Y-ul minus 1. Și Y-ul minus 1... Nu, Y-ul minus 2. Când X-ul este 1 și Y-ul minus 1, e punctul de aici. Da, și mai avem un punctul de sus. În care Y-ul este 0. Deci, iată... Y-ul este 1 și... Așa, deci, poate cuvinte tu să-i zici încă ceva. Mai găsește un... Între 0 și 1. Între 0 și 1. Da. Așa este? Da. Asta ai vrut să spui. Foarte bine zis. Deci tu mai să-i zici că atunci când X-ul e 0, Y-ul e 1 și deci o valoare pozitivă. Da. Și când X-ul este 1, Y-ul este minus 1. Negativ. Negativ și nu se poate decât dacă... Da. Din până atât da. Da? Și acest punct, al doilea punct, de X2 și 0. Da? X2 și 0. Deci, iată că ecuația asta are câte rădăcini până acum? Poate? Și le putem cu orice. Două. Două. Dar mai putem de jos. Dar nu mai. Păi uitați, în 1 este cât? În 1 este minus 1 și în 2 este 3. Iarăși. Păi iarăși ar fi aici, că n-am cum să viu de aici sus, nu? Fără să am o rădăcină. A treia rădăcină. X3 este vorba de X3 și 0. Deci câte puncte au pe imagine, ca imagine pe 0? Câte? 3. Deci ecuația asta e de X egal cu 0, câte rădăcini are? 3. Are 3 rădăcini. O dată, o rădăcină X1 care aparține cărui interval? De la minus 2 la minus 1. De la minus 2 la minus 1. Deci o rădăcină între minus 2 și minus 1. A doua rădăcină X2. 0 și 1. 0 și 1. 0 și 1. Așa. 0 și 1. Și 1 și 2. Și X3-ul. Între cât? 1 și 2. Asta doar dacă funcție. Dacă funcția e continuă. Că dacă nu-i continui, există riscul să pășească chiar acolo când tu vrei să dai, nu dai. Deci numai ce fel de funcții? Funcțiile continuă au calitatea asta, nu pot trece de la o valoare negativă spre una pozitivă. Sau de la una pozitivă spre una negativă, adică dacă treci prin toate valorile intermediare, deci dacă treci prin 0, numai dacă funcția este continuă. Păi am desprins o idee foarte interesantă, mi se pare asta. Deci dacă ai un interval, al AB și în capătul A, evident B, și în capătul A face o valoare, iar în capătul B face o altă valoare și ele sunt desen contrar, atunci sigur am o rădăcină în intervalul respectiv. Nu merită așa? Am, neapărat o rădăcină. Încă o dată. Deci dacă am o funcție, fie o funcție I, definită pe intervalul AB, cu valoare în el, E continuă. Nu uit nicio clipă. Este asta. E continuă. Iar într-un capăt face o valoare negativă, cealaltă pozitiv sau aici pozitiv. Cum aș putea spune eu chestia asta? F de A ori F de B se fac cât? Negativ. Păi nu mă interesează care e negativ și care e pozitiv. Important este să fie desemn contrar. Și dacă spun desemn contrar, înseamnă produsul lor să fie negativ. Atunci, neapărat, măcar o rădăcină, măcar o dată tai, dacă nu cumva te poți duce de două, de trei ori chiar. Da. Te poți duce sus, jos și sus.
Păi da, măcar una poate să fie. Eu zic că numărul rădăcinilor este impar. Are cel puțin o rădăcină. Hai să fim și mai riguroși. Deci ecuația, deci dacă sunt chestia asta, ecuația I de X egal cu 0 are cel puțin o rădăcină. Are cel puțin o rădăcină. Iar numărul lor este impar. Iar numărul lor este impar. Destul de interesant acest lucru. Vă rog să ne fie foarte clar, merită reținut, pentru că putem întâlni ecuații de-astea destul de interesante și ne punem problema să aflăm rădăcini. Și nu le putem găsi, dar măcar vom afla câte rădăcini sunt, dar pe unde sunt. Uitați, dacă eu s-o băteam în interval așa, de la minus 2 până la 2. Deci fie funcția f definită pe intervalul minus 2, 2. Minus 2, 2. Cu valori în el. Cu rețeta aceeași, f de x egal cu ce funcție? X la a treia. Minus 3 plus 2. Minus 3x plus 1. X la a treia minus 3x plus 1. Păi ne interesează. Așa, deci asta este funcția. Și pentru rezolvarea, pentru rezolvarea lui f de x egal 0, pentru a găsi rădăcinile, ce facem? Facem f în capete. Facem f de minus 2. Cât este f de minus 2? Minus 1. Minus 1. F de 2. Cât facem? 3. Atunci, clar că una e negativ și alta e pozitiv, deci produsul lor f de minus 2 ori f de 2 este mai mic ca 0. Și conform la ceea ce discutăm, măcar o rădăcină este între minus 2 și 2. Dar vreau că să fie și continuu. Da, dacă funcția e continuă. Și este o funcție continuă. Este asigurat asta. Deci, n-am, calitatea de continuitate este sub. Este una esențială. Altfel n-am voie să trag o concluzia aceea. Că am o rădăcină, cel puțin una. Deci de aici a rezultat că ecuația de la minus 2 la 2 are cel puțin una. Și numărul lor este impar. Și numărul lor este impar. Și chiar așa a fost. A avut cel puțin una, dar are chiar toate 3. Nu uitați, de la minus 2 la 2 are măcar una. Da. Dar le are cu toate 3. Nu? Are cel puțin una. Deci numărul lor este impar. Putem concluziona așa. Că proprietatea de continuitate, nu, a unei funcții, ne ajută să stabilim numărul rădăcinilor unei ecuații atașată funcției respective. Numărul rădăcinilor atașată funcției respective. Chiar notați. Proprietatea de continuitate ne ajută să stabilim numărul rădăcinilor deci să stabilim numărul rădăcinilor unei ecuații atașată funcției respective. Unei ecuații atașată, da, să stabilim numărul rădăcinilor unei ecuații atașată funcției respective. Ca să stau lucrurile, după ce am discutat partea asta teoretică, am priceput acum de ce funcționalitatea este un fenomen interesant, o proprietate interesantă pentru funcții. Trebuie să poftim la tablă și să vedem cum stau lucrurile. Pe tabla aceea din stânga. Mă nu fi rău. Fii atent. Nu lua seama. Da? N-am obiceiul să iau o anumită categorie de oameni în seama. Iată, se filmează și nu-i cazul să vă înțepați. Să vedem. Iată, se dă funcția. Nu. Să se rezolve ecuația x plus 1 cosin de x. X plus 1 cosin de x egal 0. Pe intervalul i
A, egal cu I mare, intervalul I mare, egal cu minus pi pe 2, 0. Minus pi pe 2 și 0, închis. Deci, am dorit să aflăm rădăcina acestei ecuații, rădăcina acestei ecuații, când X sunt minus pi pe 2 și 0. Deci e vorba de a afla rădăcina acestei ecuații, da? Când X sunt între minus pi pe 2 și 0. Avem rețeta și domeniul de... Da, deci când e funcția f de X, atașăm, nu? Gândim că acea ecuație vine de la funcția f de X egal cu X plus 1 plus sin de X. Și avem f de X. Asta este f de X. Și de fapt ecuația ar fi la f de X egal cu 0. Da. Da. F de X egal cu 0 și asta este ecuația. Fiindcă ai capetele A și B, ambii chestii minus pi pe 2 și B e minus pi 0. Vedem dacă sunt dacă se pătrat. Așa, îți facem F de minus pi pe 2. F de minus pi pe 2 egală cu 1. Pi, minus pi pe 2 plus 1, sin de pi pe 2... Hai să scriem, te rog să le mai ușor. Minus pi pe 2 plus 1 plus sinus de minus pi pe 2. Sinus, îmi pune minus pi pe 2 în paranteză. Egal mai departe cu minus pi pe 2, haideți să continuăm. Plus 1. Sinus este funcție impară, este minus în față. Minus pi pe 2 în minus sin de 90 de grade, care este 1, deci minus 1. 1 cu minus 1 se reduce, dar cu minus pi pe 2. Așa asta a fost valoarea în minus pi pe 2. Să facem și valoarea funcției în... Ne dă X. Ne dă 0. E de 0. Nu, ești neatent. Până de X plus 1, deci acum 1. Ah, am să-i zic. F de 0 este 1. Și acum constatăm, F de minus pi pe 2 de sub, F de minus pi pe 2 ori F de 0 egal cu ce fel de număr face? Minus pi pe 2 ori 1 mai mic decât 0. Asta spune că produsul celor două este de semn contrar. Deci, mai să vedem dacă e continuă. Ne interesează. F este continuu pe intervalul respectiv, că este nu, o sumă de funcții continuă. F este continuă pentru că e compusă din X plus 1, care e funcție egală cu 2 și continuă, pe toată axa reală e continuă. Și sinusul ca și F funcției elementare e continuă și el. În concluzie, pe totalitate, F este o funcție continuă. Și conform proprietății de mai înainte, dacă în capete face o chestie de asta, de semn contrar, acolată, rezultă F de X egal 0 admite cel puțin o rădăcină. F de X egal 0 admite cel puțin o rădăcină. Bun. Iată că am clarificat acest lucru. Hai să potem tu la loc și să vină și colega ta. Hai. La tablă repede. Iată funcția f de x. Alina? Colega, am zis că... fie funcția... Nu, să se rezolve ecuația următoare. X la a treia minus... X la a treia plus 5x pătrat. Plus 4x minus 9 egal 0. Plus 4x minus 9 egal 0. Trebuie să spun pe ce interval. Da? Da. I egal cu intervalul 0, 1, închis. 0, 1, închis. Poftim. Deci atașăm da? Ecuația unei funcții. F de x egal cu x la 3-a. Plus 5x pătrat. X. Da, asta e funcția. Ai capete din interval, faci repede în capete, F de 0 este egal cu 0, minus 9, iar F de 1 este egal cu 1 plus 5, plus 4, 9, 10, 1.
Și avem 1 negativ prima dată F, să vedem dacă este continuă. Da. Este o funcție polinomială. Este continuă. Da? Da. Scrie F de 0 ori F de 1 e negativ. Din cele două. Uite așa, din cele două. Rezultă F de 0 ori F de 1. Mai mic decât 0. De ce e mai mic ca 0? Pentru că... 1 negativ și 1 pozitiv. Așa. Și atunci, cum e continuă, ca așa de sub F continuă, fiind o funcție elementară, polinomială, din cele două iese că există cel puțin un x0, există cel puțin un x0 care aparține cărui interval? 0 minus 9, 1. 9 minus 9, 1. 0 și 1. Așa, x și de acolo. Există cel puțin o rădăcină în 0 și 1. Așa, iar numărul lor cât este? Numărul lor este impar. Deci măcar una, iar numărul lor este impar. Adică ori una, ori toate trei. Că 5, nu se poate, poate de grad, ce grad acolo? De gradul 3. Deci asta a fost ideea pentru... Trecem pe tabla din partea asta. Hai să vedem alte funcții. E vorba de funcția, nu, ecuația x pătrat minus 8, în paranteză, totul 2 la x, egal cu 1. I egal cu 2, 3. I egal cu intervalul 2, 2, 3, x. Apașăm. Da. F de x este egal cu x la 2 minus 8 minus x cu 2 la x. Vedem capetele. Da, da, e egal cu 1. Da, e egal cu 1. Minus 1, zici. Da, duci pe 1. E egal cu 1 și duci pe 1 în stânga. Da? Vine minus 1. A, așa. Minus 1. Ca să egalăm cu 0, nu? F de x egal cu 0. Vedem capetele și avem f de 2 este egal cu 4 minus 8 minus 4 înmulțit cu 4 minus 16. Minus 17 minus 1. Da. A, minus 1 minus 7. A, bine. Și f de, f de 3 este egal cu 1 8 minus 1, 7. A, și îl spunem acolo, de f de... F de 2 ori F de 3 sau mai mic ca 0. F de 2 ori F de 3 mai mic ca 0. Cum de sub F continuă? Da. Are cel puțin o rădăcină între 2 și 3. Deci rezultă? Există cel puțin. Există cel puțin o rădăcină în intervalul 2, 3 pentru F de X egal 0. Cel puțin o rădăcină pentru F de X egal 0. O altă funcție, f de x egal cu... Da? O altă funcție, să spunem f de x egal cu... Nu e de x. Îți dau ecuația și tu să vezi. Arc tangentă din x egal cu logaritm natural din x. Arc tangentă din x egal cu logaritm natural din x. I egal acum de la 0 deschis la plus infinit. I egal cu intervalul 0 închis plus infinit. Ia să văd. Deci atașăm ecuația x egal cu arc tangentă, da, din x minus logaritm natural din x. Așa, f de x este 0. Așa. Avem capetele. F de 0 este egal cu arc tangentă din 0
Hai, câte puncte? 0. Ai zis acolo cât arc tangentă din... X. Într-o lume, într-o lume. Așa. Și vine arc tangent din 0, care este 0, minus logar natural din 0 pozitiv, când nici nu merge 0 fix. Exact, în 0 nu există logaritm. Acolo nu trebuia să vedem 0 închis, că în 0 nu există logaritm. Logaritm din 0, deci e o greșeală autorului, noi reparăm. Deci funcția, la logaritm ce punem? Argumentul strict mai mare ca 0. Deci x-ul mare trebuie să fie 0, deci 0 deschis. Așa. Și acum, nu-i bine să spunem că facem f de 0, ci limita la dreapta lui 0. Da? Ne punem problema comportării, nu valoarea funcției în punct. Nu mai putem face. Da? Deschis. Și atunci facem limita la dreapta lui 0. La stânga nu avem cum face. Deci nu punem problema la stânga. Nu avem mână. Egal cu limite pentru x tind de la 0. X, dacă e la dreapta, deci cu valoare descrescânde. Din? Din arc tangentă de x, minus logaritmul natural din x. Este facem fundamentală la arc tangentă și avem arc tangentă din x. Stai o secundă. De atunci ce se face? Arc tangent de 0 este 0. Da. Nu e cazul. Vine egal cu 0 minus 0 minus limită din 0 logar natural din 0 pozitiv. Logar natural din 0 pozitiv. Că suntem unde acum. Ei, cât este să ne înțelegem dacă mai pui limită? Înseamnă că puneai din x. Da. În prima care este 0 pozitiv, înseamnă că e trecut la limită. Da. Cât este o care natural din 0 pozitiv? Din 0 pozitiv. Ia să vedem. Graficul funcției logaritmice, în bază supraunitară, se comportă așa. Este o funcție strict crescătoare. Vă rog să fiți atenți. Logaritm din 1 este 0. Uitați, când x-ul este 1, logaritmul natural din 1 este 0. Aici te taxa aici. Când x-ul se crește, uitați, a trecut x-ul în dreapta lui 1, y-ul îl găsim, nu? Pozitiv. Alt y, alt x, alt y, pozitiv. Deci, cu cât ne ducem cu x-ul spre plus infinit, y-ul duc spre plus infinit. Când venim cu x din stânga lui 1, pentru o anumită valoare a lui x situată între 0 și 1, am un y negativ. Cu cât x se apropie de 0, y și sunt și mai mici. Deci nu se duc y, deci unde îi găsim y? Și uitați, unde îi găsim? Spre minus infinit. Deci cât va face logaritmul natural din 0 pozitiv? Minus cu minusul de aici face plus infinit. Minus infinit și cu minusul din față face plus infinit. Asta a fost limita unde? La dreapta lui? 0. Să facem acum și limita la cine? La plus infinit. Hai să facem și limita la plus infinit. Deci ne ocupăm de limită. Nu putem spune că facem de infinit, că e aiurea să. Da. Limite pentru x de la plus infinit. Din f de x. Egal cu limită pentru x tind de la plus infinit, e... Care este f de x-ul? Arc tangent de x. Arc tangent de x minus logaritmul natural din x, în paranteză. Este egal cu... Cât face? 0. Nu? No? Arc tangent de infinit este... A, da. Tangenta este plus infinit la pi supra 2. Deci egal cu pi supra 2 minus logaritm din infinit. Ia uite-te, când x-ul duce spre infinit, cât este logaritm? Unde se duce? La plus infinit. Când deci, x-ul... Deci când x-ul se duce spre minus infinit? Nu, x-ul se duce din x pe x-ul, pe x-ul, pe x-ul, pe x-ul, pe x-ul. Când x-ul se duce spre plus infinit, y-ul unde-i vede? Spre infinit.
Pozitiv. Ia să vedem, n-ai înțeles. Păi uite, X-ul este aici. Da. Am găsit un Y. X-ul mai merge încă și Y urcă. Când X-ul e pe aici, Y și mai sus. Când X-ul și mai sus, mai îndreaptă. Când X-ul se duc spre plus infinit, Y, imaginile, care spre plus infinit. Dar trebuie să înțelegi asta, că nu așa oricum mergi cu pe aici plus minus infinit. Deci când facem limita, de fapt, la fiecare X apare cu un Y și ne întrebăm ce se întâmplă cu Y și câte vreme X se duc spre plus infinit. În cazul de față. Y și se duc spre plus infinit. De faci pi pe 2 minus logaritm din plus infinit, care egal mai departe de sub cu pi pe 2 minus infinit. Că e minusul de față. Pi pe 2 minus infinit egal cu minus infinit. Cât să fie pi pe 2 scăzut? Nu. Nesemnificat. Face minus, minus infinit. Care e concluzia? Este continuu. Păi este continuu, că e funcție elementară, dar la dreapta mi-a dat cât? La dreapta mi-a dat plus infinit. Și când am minus infinit, adică într-o parte. Deci negativ și pozitiv. Așa, deci negativ și pozitiv. Deci putem spune așa, că ăsta era interval. Limita la dreapta lui 0 ne-a dat cât? Plus infinit. Limită din f de x, când x-ul tinde la plus infinit, ne-a dat cât? Minus infinit. Adică, într-un capăt, o valoare pozitivă între cealaltă valoare negativă, e clar că, fiind și funcție continuă, există cel puțin o rădăcină, există cel puțin o rădăcină în intervalul care? 0 plus infinit. 0 plus infinit. Da. Trecem mai fel într-o negreșință. Hai să fim mai atent de data asta. Deci fie funcția ecuația x plus logaritm cuadrat din x egal cu 0, unde y egal cu intervalul 0, 1. 1 închis. 0, 1 închis. La 0 nu scoate. La 0 nu scoate. Avem așa. F de x este egal cu x plus logaritm natural din x. Luăm prima dată. Limită la dreapta. Așa. În punctul 0. Este egal cu x plus egal cu limită. Pentru x tinde la 0 din x plus logaritm natural din x. Da. Care este egal cu 0 plus logaritm natural din 0 pozitiv. Pozitiv. Logaritm natural. Logaritm natural. Deci era pozitiv, care este plus infinit. Uite, cât are? Adina? Infinit. Minus. Nu. E plus infinit. Ia vedeți și minus infinit, am avut și minusul din față și... Deci, dacă x-ul se duce spre... Păi, unde se duce x-ul? Spre 0? Spre 0. Așa, da, este minus infinit. Te vezi? Când x-ul... Noi suntem la 0 pozitiv. Da, nu. X se apropie de 0. Era cu minus infinit. Așa. Asta la dreapta lui 0. Apoi... F de 1, cum le face? F de 1. Este egal cu x. Este egal cu x plus... Păi nu x, 1 plus... 1 plus 0. Egal cu 1. 1. Avem o valoare pozitivă și una negativă. Așa, cum de sub F continuă, adăugăm și chestia asta, că F e continuă pe intervalul I, continuă pe I, așa. Rezultă. F de limita la dreapta în punctul 0. Înmulțit cu, cu F de 1. Ei, nu. Rezultă că există cel puțin o rădăcină. Da. Se vede clar că una e negativă, la altă pozitivă. De ce am și adăugat că e pozitivă. Da. Rezultă, deci, că funcția are cel puțin o rădăcină, intervalul care? 0. 0. Păi, cred că mai suntem între punctul de a pune la... de a apunta încă un rezultat destul de interesant. Și anume,
Mulțumesc, o zi. Dacă o funcție f definită pe interval i cu valoare în el nu are niciun zero într-un interval. Deci dacă o funcție definită pe i cu valoare în el, știu sigur că nu există x0 care aparține lui i așa încât f de x0 să facă 0. Deci nu se anulează niciunde în toată zona. Deci nu există. Nu există, da. Nu există o valoare încât valoarea funcția nici nu are nicio rădăcină ecuația așa. Atunci f păstrează același semn de tot interval. Atunci f păstrează același semn pe tot intervalul. Ori minus, ori plus. Ori nu apoi valori pozitive, ori nu a valori negative. Atunci f păstrează același semn pe tot intervalul. Ori nu a valori pozitive, ori nu a valori negative. Să vedem dacă e logic ce ți spun. Nu e logic, nu? Ia să vedem, vă regapat să spune că nu prea e de acord cu chestia asta. Hai să fim și mai clar. Intervalul I, eu socot că este AB. Da? Intervalul I, eu socot că este AB. Ce știu eu? Că nu există nicio valoare de aici încât valoarea în punctul respectiv să fie 0. Păi dacă ar fi o valoare care să fie 0, ar însemna, ce ar însemna? Ca funcția să fie cont. Deci dacă ar fi o valoare care să fie 0, fiindcă este continuă, ar însemna că de o parte și de alta am avea valori nu alternante. Da? Minus și plus. Deci eu știu sigur că nu am nicio rădăcină intervalul acela. Deci nu s-a anulat niciodată. Înseamnă că nu am alternanță. Înseamnă că am ori numai pozitive, ori numai negative. Că dacă aș avea o valoare, deci de unde s-ar produce valoarea aceea? Valoarea aceea ar însemna că apare alternanță, de o parte și de alta. Da? Deci neapărat ce trebuie să se întâmple? În condițiile în care nu există nicio rădăcină pe toată zona aceea, niciodată nu este zero, înseamnă că sunt numai valori pozitive sau numai valori negative pe tot intervalul. Deci este corect. Știi la ce mă ajută chestia asta? La rezolvarea inecuațiilor. Deci când noi avem inecuația următoare, dacă avem inecuația x la a treia minus 3x plus 1, x la a treia minus 3x plus 1 mai mare egal decât 0, când x aparține de la 2 încolo. De la 2 la plus infinit. Noi știm că nu are valori între ei. Ne-am discutat. La 2 încolo, da. Deci asta, pentru rezolvarea ecuației acesteia, în mod normal, cum procedăm? Să socotim funcția f de x egal cu x la a treia minus 3x plus 1. Ea este funcție continuă. Da? Este funcție continuă. Facem... Și observăm prin f de 2. Cât face f de 2? 3. Face 3. Apoi, toate celelalte valoare faci numai pozitive, pozitive tot timpul. Deci niciodată, din ce am discutat, rădăcina ultima era între 1 și 2, parcă. Da. Adică. Deci de la 2 încolo nu mai are nicio rădăcină. Deci f nu are rădăcini pe intervalul care 2, 3. Atunci, rezultă 2 plus infinit. Atunci, conform acelui, el păstrează același semn. Cum am găsit că într-un punct anume este pozitiv, înseamnă că f de x este mai mare egal decât 0, când dă valori pozitiv, am văzut, oricare ar fi x, care aparține de la 2 la plus infinit. Funcția e pozitivă tot timpul. Asta îmi spune mie că inecuația x la a treia minus 3x plus 1 plus 1 mai mare egal decât 0, oricare ar fi x și de la 2 la plus infinit. Deci echipa care nu păstrează, nu am nicio rădăcină, va avea același semn pe tot intervalul respectiv. De aceea, când rezolvăm inecuații, e bine să găsim zerourile, dacă le găsim rădăcinile, pe urmă, pe un anumit interval, dăm niște valori acolo.
Și vedem dacă îmi dă o valoare negativă, negativul îi pune peste tot, în zona aceea. Da? Deci, până la urmă, veți face de acum semnul funcției. Dacă aveți rezolvat x pătrat minus 5x plus 6 mai mare egal decât 0. X pătrat minus 5x plus 6 mai mare egal decât 0. Cum facem aici? Să o vedem funcția f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6. Facem f de x egal cu 0 să găsim rădăcină. Asta înseamnă x1 egal cu 2 și x2 egal cu 3. Deci rădăcină sunt 2 și 3. Facem repede, trecem rădăcini de 2 și 3. X la minus infinit la plus infinit. F de X în dreptul acestora este 0. Nu? Că doar 2 și 3 sunt 0, sunt rădăcinile. Și ca să văd pe minus infinit 2 ce sunt să pun, ca să văd ce sunt, dau X o valoare. Cel mai comun este 0 aici. Imaginea lui 0 prin funcția asta este 6. Deci plus. Plus va fi tot timpul. Ca să văd ce semnul îi pune între 2 și 3, dau un insul o valoare de aici. Dar de așteptat va fi minus. Și da 3 acolo, plus. De ce? Pentru că păstrează același semn pe intervalul respectiv, dar acum are un 0. Deci acum are o rădăcină. Și cum pe minus e minus 2 nu mai are nicio rădăcină, și am găsit că într-un punct anume face plus, plus va fi toată 0. Într-un punct am găsit că e minus, minus va fi toată 0. Într-un punct am găsit că e plus, plus va fi tot timpul, că nu mai are de acolo înainte, doar trei o altă rădăcină. Da? Deci este foarte interesant în stabilirea, în rezolvarea inecuațiilor. Pentru că ne ajută la stabilirea semnului funcției. Care spune, dacă pe un anumit interval nu are nicio rădăcină, apoi păstrează același semn. Ori numai pozitiv, ori numai negativ. Depinde, îl descoperi și tu nu știi ce semn să pui peste tot. Aia minus 3x plus 2. Stabilește semnul ăsta. Păi facem... E devinte pe D, pe domeniul de mare, mă, de care... Așa. Păi deci... Facem... F de 0. Nu, e de 0. Mai întâi să afli 0 unde? Da. Deci ar trebui să afli 0 unde ca să faci... Da. Nu? Deci F de X egal cu 0, echivalent cu... Vărăm cu x la 3-a, minus 3x plus 2, egal cu 0. Așa. Ia să aflăm 0. 1, 0, minus 3, 2. Plus, minus 1, plus, minus 3. 1. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 2, minus 3, minus 1. 1, 1, 1, 1. Minus 2 acolo este. Da. Minus 2 era. Da, 1 ori 2... Păi depune minus 2. Da. Minus 2 și 2 0. Deci este 1 ori, x1 egal cu 1 ori rădăcină. Îl mai încercăm o dată. Mai încercăm o dată să mai cu 2. Hai, hai, repede. 1. Primul covară. 1 ori 1, 1 și cu 1, 2. Acolo de obest te uiți acum. Da. 1 ori 2, 2. Și cu minus 2? 0. A mers. Deci în 9 a mers. Și acum să rămâne x plus 2 egal 0. Cu cei doi coeficienți, vezi care sunt cei doi coeficienți? 1 și 2. Mai, cu cei doi coeficienți care au mai rămas după ce ai făcut schemele fără. Da. Ultima dată, care sunt cei? 1 și 2. Așa, formez o ecuație de altul întâi. Vine x plus 2, x plus 2 egal 0, rezultă x egal cu minus 2. Deci, care sunt rădăcinile ecuației? Sunt x1 egal cu x2. X3 egal cu 1. Așa. X3 egal cu minus 2. Exact. Tabelul de valoare. Variația semnului funcției. X de la minus infinit la plus infinit. F de X. Și avem așa. Da. 2. 0. Și minus 2. 0. Deci, dar de ce? Și 1 și 2 și minus 2? Eu am văzut numai că 1 o vezi de 2 ori. Da. Atât este care de ce? 1 și minus 2. După ce am aflat 0 urile, acum trebuie să găsesc semnul pe un anumit interval. Luăm 0. Așa. Când e 0, este pozitiv. Da, plus?
minus. Dincolo va pe minus, da? Da? Ca să nu te, să nu greșești, da, chiar acolo. 8 minus 6, 2, 4. Aici este de 2 ori 0. Asta e. Pune la 2 acolo sus, la 1, pardon, la 1 pune 2 micuți în paranteză. Pentru a remarca că unul a fost întâlnit de 2 ori. Da. Și în dreptul rădăcinii întâlnită de 2 ori, de 4 ori, de un număr par de ori, semnul nu mai e alternanță. Nu se mai schimbă. Dincolo va fi sigur minus. Convinge-te că e minus. Minus 3. Minus 3 la 3. Minus 27. Plus 9, minus 18. Da. E clar că e minus. Da, minus. Deci atât că am stabilit semnul funcției. Ce înțelegi tu? Practic, prin stabilirea semnului, mai precis. Vedem între ce intervale funcția este pozitivă. Primește valori pozitive. Și... Adică, poate că dacă lovești x de la minus infinit la minus 2, ce y vei obține? Negativ. Negativ. Asta trebuie să înțelegi. Da. Ca a stabili semnul, înseamnă a găsi intervalul pe care x îl parcurg și câte vreme x îl parcurg zona aceea, totdeauna y vor fi negativ. Negativ sau pozitiv. În concret acum, vei spune așa, f de x mai mic decât 0, f de x mai mic decât 0, dacă și numai, dacă x aparține, care e interval? Minus infinit minus 2. Așa, minus infinit minus 2. Mai mic egal dacă e închis. Da. Dacă s-a spus mai mic, trebuia să fie minus 2 deschis. Acum, așa. Iată, așa spunem că am rezolvat, chiar te ajută să rezolvi în ecuație. Deci dacă stabilezi în unei funcții, pui invers problema. Când ai rezolvat unei ecuații, cum vei proceda? Faci semnul acelea, vezi erorul, faci semnul și citești în tabelă exact cum îți cere în ecuație. Cu mai mic sau cu mai mare? Da. Așa, da. Să se stabilească semnul alte funcții, f de x egal cu x minus 1, x minus 1, totul pe lângă, 2 la x minus 4. 2 la x minus 4, paranteză. El de x egal cu 0, hai, nu este pe lângă, aflăm 0 ori. Înseamnă x minus 1 pe lângă... Un produs egal 0 pe lângă, fiecare egal cu 0. Da. Și 2 la x minus 4, 0, 3 la x egal cu 2 la 2. Da. X egal cu 2. X egal cu 2. Deci 0 le sunt 2. 1 și 2. Da. Tabel de variație azi. Minus 1 ori minus 3 a fost acolo, da? Plus. Apoi minus și plus. Sigur alternează, pentru că acele 1 și 2 sunt întâlnite o singură dată la rădăcină. Da. Dacă vrei să te convingi, poți să dai lui o valoare între, de la 2 încolo. Da. Cât să-i dai de la 2 încolo? Să-i spui 3. 3. Și vezi ce fel de valoare. 3 minus 1, 2. 2 la 3, 8 minus 4, 4. 2 la 4, 8. Corect. Dar totul este valabil câtă vreme funcțiile sunt continue. Și sunt continue. Da? Acestea sunt funcții elementare continue. Mergem mai departe. F de x egal cu x minus 1 ori x minus 1 paranteză ori logaritmul alt din x plus 1. Facem f de 0. Înainte de asta vezi în ce zonă te miști. Să vezi? Da. Minus 1 plus infinit. Deci spunem f e definită pe minus 1 deschis plus infinit. Cu valoare f. Deci problema este foarte rapid să stabilim domeniul de definiție. Că să vezi, autorul a spus fie funcțiile f definite pe d. Da. Domeniul de definiție, problema ta. Da. Și acum 0 ori, repede. F de x egal 0. Echivalent. Un pic mai mare scrie tine. Sunt așa de modul scrie, parcă știi că se filmează și ai intenția ta să nu se pară.
Așa. Acum, un produs egal 0 când? Produs egal 0. Deci x1 egal cu 1. Da. Și logaritm natural de x plus 1 egal cu 0. Adică x plus 1 egal cu? X1 egal cu 1. Cu 1. X2 egal cu 0. Tabel de variația. X de la unde vine cu X? De la minus 1. De la minus 1. La perspectiv X. Sigur că da. Și avem 0. Da. 0. 1. Exact. Dăm valoare 2. Dăm pe 2. 2. Și avem 1. Și 3. Log natural de 3 e pozitiv. Da. Deci avem plus. Minus. Și plus. Asta ar fi f de x-ul, da? Semnul f de x, spune da. Că lui f de x e propusă. Poate funcții f de x egal cu 1 minus logaritmul din x în paranteză totul de mulțit cu 2 la x minus 8. X1 egal cu E și X2 egal cu 3. X. F de X. De la minus infinit la plus infinit. De la 0 la plus infinit. Avem E. 3. 0, 0. De valoarea 1. Și avem 1 minus natural din 1, 0, deci 1 de lângă 2 minus 1 negativ. Avem de la 0, deoarece avem ori natural din x. Așa, de la 0 încep, sigur că da. Și te-ai asigurat că e corect, da? Între e și 3 plus. Le-ai dat ce valoare? Le-ai dat 1. 1. Și când le-ai dat lui x valoarea 1, ai obținut 2 la minus 8. Corect. Și cu asta ai văzut clar cum se întâmplă bine. Hai să vedem o altă funcție. F de x egal cu din fracție x pătrat minus 3x plus 2 x pătrat minus 3x plus 2 totul supra x la 3 minus 16x. Da? F de x egal cu 0. F de x egal cu... Nu, f de x mai egal cu 0. F de x egal cu 0. Și sus l-ai scris tot așa, f de 0. Așa. Ce se vale? X pătrat minus 3x plus 2 supra x aceea minus 16x. Așa. Trebuie să stabilim zero la fiecare. Ori la fiecare. Așa, ori găsești zerouri și de sus și de jos și știi tu cum să procedezi. Ca și funcție, când funcția fracției este funcție elementară, în continuu. Deci nu trebuie să-ți bați capul, să faci semnul de o parte sus, de o parte jos. Deci zerourile și de sus și de jos. Zerourile de x de la min, acolo e de x, da? Zerourile de sus sunt 2 și 1. Da. 1 și 2, deci. Jos sunt care? 0. Da, o dată 0 și... Plus minus 4. Da. 0. Și plus 4 și minus 4. Avem
Așa. La care pui bară și la care pui zero? Deci la zero pui bară și... Și la 4 și la minus 4. Pentru că este la... Deci le împrestea foarte bine pe axă, tot, ca ordine, și acum descoperă semnul pe un interval. Luăm minus 1. Minus 1, că-ți place. 1 plus 3, 4, plus 2, 6. Minus 1 plus 16, 5, pozitiv. Pozitiv, deci acolo unde, nu, nu, fie de trebuie trebuie. Da, la minus 1. Așa e bine, 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 pozitiv. Minus. Da. Minus. Plus. Acum de fix o valoare care trece dincolo de 3, ca să te convinge așa. 9, minus 9, 0, 2. 27, minus 48, negativ. E bine, da? Da. Deci nu încarcă discuție, l-au luat în doar și văzut că ai ajuns bine. Asta înseamnă de făcut semnul. Dar acum, nu mai pierdeți timpul când face semnul unei fracții. Cum vă spui, da? Păi găsești toate zero-urile, da. Le împrăștea frumos, cu un interval, alternează sau se păstrează? Se păstrează când aceea e de două ori? Din număr 4. Din număr 4. Da. Nu mai alternează, deci se păstrează. Deci, acestea au fost chestiunile care le-am avut. Și acum să vedem mai departe. La... Tot aici, da. Cred că ați fost foarte atenți, sper că ați și reținut. Esențial a fost tot timpul că funcția este continuă. Deci am avut șansă să facem acest lucru numai pentru funcțiile care? Pentru ce fel de funcții? Continuu. Numai pentru funcțiile continue. Altfel, nu, deci nu intră în discuții. Nu puteam să stabilim în felul ăsta semnul, nu puteam să stabilim numărul de rădăcini, cum am procedat mai înainte. Deci numai pentru funcțiile continue valabile. Să se rezolve în ecuație. Deci să se rezolve în ecuație. Deci pe tabla cealaltă, că se usucă asta. Cealaltă s-a zgântat un pic. Funcția f de x este egal... Nu, să se rezolve în ecuația, ce-o dau. X minus 1, totul de principiu logaritmul din x minus 1, ori logaritmul din x minus 1, argumentul este x, numai din x. Numai din x? Da. Și minus 1 și pui în paranteză. Logaritmul din x minus 1. Deci, paranteza x minus 1 se mulțește cu toată expresia cealaltă. Deci, așa, așa. Mai mic e dată că zero. Să se rezolve în ecuația asta. Atașăm la funcție. Da, sigur că da. Gândim funcția f de x egal cu... f de x egal cu... x minus 1. Logaritmul natural din x minus 1. Egal f de x egal cu 0, ca să găsim cu 0 orile. F de x egal cu 0. Când face zero funcții. Da. Și noi să citim din tabelul de variații... x minus 1. Da. Când logaritmul natural din x minus 1 egal cu 0. X 1 egal cu 1. Și logaritmul natural din x minus 1 egal cu 0. Logaritmul natural din x egal cu 1. Facem tabelul de variație semnilor. Așa. X, f de x. De la 0 la plus infinit. Așa. Și avem așa, deci 1 și 0. Și infinit tot 0. 0. Dăm valoarea minus... Dăm valoarea 2. E între 1 și 2. Ar fi 2 pe acolo. 2. Dar ca să meargă și mai elegant, poți să dai e pătrat. E pătrat e dincolo de e. E pătrat este dincolo de e. Da? Ia să dăm e pătrat. Să zicem, f de e pătrat egal cu... E pătrat minus 1. Da. E pătrat minus 1. Din 2 minus 1. Pe lângă locarea naturală din e pătrat, e veți scrie mărunt, mai mărunt, să nu-ți vadă nimic. Locarea naturală din e pătrat, minus 1. Egal cu
e pătrat. Minus 1, pe lângă 2 minus 1. 2 minus 1. Egal cu e pătrat minus 1. E pătrat minus 1. Cât îți dă e pătrat minus 1? Mai mare ca așa. Deci ce vedem la țara că e pătrat? Pozitiv. Acolo, plus, plus. Pe urmă, minus. Și acum, cum a fost din ecuația? Cum, cum se... Mai mic egal de pe 0. Răspundem. În dreptul ei chiar. Rezultă x aparține intervalului. 1 închis. Și e închis. Termin. Așa se rezolvă ecuații. Bineînțeles, o ecuație mai dificilă părea, dar când câte vreme noi am pus la punct tehnologia asta, deci nu ne se pare nimic dificil. Iată, o altă e din ecuație. Să se rezolvă ecuația. X pătrat, treci pe tabla asta altă. X pătrat minus 1, paranteză. X pătrat minus 1, paranteză. Totul de mulțit cu e la x minus 1. E la x minus 1. E la x minus 1 la bază este. Minus 1. În paranteza asta. Mai mare egal decât 0. Poate sunt la funcție? Da. De x. Egal x pătrat minus 1 pe lângă e la x minus 1 facem f de x egal cu 0. Da. Echivalent cu x pătrat minus 1 pe lângă e la x minus 1 egal cu 0. X pătrat minus 1 egal cu 0. X 1, 2 egal cu plus minus 1. Da. Și e la x minus 1 egal cu 0, e la x egal cu 1, x 3 egal cu 0. Așa. Facem tabelul de care să facem. Da. X, f de x, 0, minus 1, 1, minus x de plus x. Așa. În dreptul ori 0 ori. 0 ori. Și dăm valoarea 2. 4 minus 1, 3. E la... de pozitiv. Pozitiv, da. Așa. Negativ. Pozitiv. Negativ. Și răspundem să vedem unde este negativ. Rezultă x aparține. Intervalul e minus 1, 0. Minus 1, 0. Reunit cu 1 plus infinit. Și cu asta ai clarificat inecuația respectivă, altă inecuație. Să se rezolvă inecuația. Scrie așa. 2 la x minus 4, totul supra logaritmul din x minus 1, mai mic egal decât 0. Să vedem așa asta. F de x egal cu 2 la x minus 4, totul supra logaritmul natural din x minus 1, f de x egal cu 0, echivalent cu 2 la x minus 4 supra logaritm natural din x minus 1 egal cu 0. Facem semnul la ambele. Da. X f de x de la 0 la plus infinit. Și avem plus minus 2 plus 2. Da. Și e. E. Zero, e. E. Avem 0, pare. Și dăm valoarea 1. 2, negativ. 0, negativ, pozitiv. Pozitiv, pozitiv, negativ. X
rezultă x aparține de la 2. Deci x aparține de la P, da? La 2 la E. Bun, a fost cu x mai mic decât 0, da? Da? Așa, de la 2 la E. Corect. 2 la E deschis. Da, pentru că e bară. Da? Pentru că la E nu există. Da. Poate, în ecuație, poftim pe tabla asta, să zicem așa. 3 la x minus 9, totul supra 2 la x minus 9, mai mare strict decât 1. Mai mare strict. Mai mare strict decât 1. F de x egal cu 3 la x minus 9, 3 la x minus 9, f de x egal cu 0, echivalent cu... Și minus 1. Minus 1, sigur. Echivalent cu... 3 la x minus 9 supra 2 la x minus 9 minus 1 egal cu 0. Aducem la același număr comun. 3 la x minus 9 minus 2 la x plus 9 supra 2 la x minus 9 egal cu 0. Minus 9 plus 1 se reduc. Avem 3 la x minus 2 la x minus 2 la x supra 2 la x minus 9 egal cu 0. Cum a ieșit acolo? Dar jos nu-i 2 la x, am zis 3 la x. Da, 3 la x este sus. Nu, e bine, 2 la x, e corect. Lăsăm așa, dacă așa a dat autorul, lăsăm și noi așa. Deci eu aș fi crezut x2 la, fi 3 la x, dar să încercăm să rezolvăm așa. Sper să reușim. Cum facem aici? Nu să stabilim semnul la fiecare? Nu stabilim. Să vedem 0 pentru fiecare, că se aduce contribuția și numărător și numitor. Când x egal cu 0. Sus x egal cu 0. Deci vă rădăci la x1 egal cu 0. X1 egal cu 0. Și jos de logaritmat. Sigur că da. Deci 2, 2 la x egal cu 9. X egal cu 9, logaritmul 1. X egal cu logaritm baza 2 din 9. Da? Da. Asta e a doua rădăcină, x2. Așa nu te-a vrezi pe aia, se da. F de x, x1, 0, aparține de la minus x la poziție. Și vă vedem în baza 2 de 2. Deci ai căutat și găsit că x aparține unde trebuia să fie pozitiv, de la 0 până la logaritm baza 2 din 9. Cum ți-ai dat seama? Am dat valoarea 1. 1. Și dat negativ pe negativ. Dar 1 ar unde este situat? Este... Între 0 și logaritm baza 2. Așa. Că dacă ar fi logaritm baza 2 din 2, făcea 1. Da.
Deci e corect acolo. Și s-a dat clar că este un număr pozitiv în zona aceea. Bine, ștergeți tabla repede. Să dăm funcția f de x egal cu limite pentru n fiind de la infinit din n de fracție cos de x plus modul din x minus 1 ori e la puterea nx nx supra 1 plus e la nx. F îi depinde pe F valori în F. F depinde pe F valori în F. Să se studieze continuitatea acestei funcții. Depinde pe F cu valori în F. Să se studieze continuitatea acestei funcții. Rezolvăm limita, să vedem în ce caz. Sigur că, trebuie să vedem pe F, nu știm cine este F. Deci, limită pentru n tânt de la infinit. Da. Din cos de x. Cos de x. Plus modul din x minus 1. Avem mai multe cazuri de acolo. Deocamdată, limita o facem până. Da. Modul din x minus 1. Ia să vedem. Ori păi, să vedem ce vreo idee dacă vine. Ce părere ai cu limita asta? Vine el la, trebuie să lucrezi pe n cu infinit, da? Da. El la infinit ori? Depinde de x, dacă e negativ sau pozitiv. Deci ar trebui să distingem două situații. Când x mai mare ca 0, deci ce aici faci acum faci pentru x mai mare ca 0, și atunci limită din 1 plus e la... Deci limita aceea nu tinde la infinit, e rapid. Da. Din... ori e la... După modul vine e la nx, totul supra 1 plus e la nx, cât faci acum când e întâi de la infinit? Infinit. E la infinit, face infinit. Infinit, da. Și fiind că face infinit, se scoate cel... E la nx în factor forțat. Da. Deci egal mai departe cu limită pentru x tinde, pentru n tinde la infinit din... Din e la nx. Totul pe lângă. E la nx, totul pe lângă. Cos de... Cos de x supra. Hai mai repede. E la nx. Plus modul din x minus 1. Corect. Totul supra. E la nx. Da. Pe lângă 1 supra. E la nx. Plus 1. Așa. Adică, și acolo cât faci? Aici 0. 0 va face, da. Și egal cu modul din x minus 1. Supra? 1. Supra 1. Modul din x minus 1. Deci când x-ul e pozitiv, face modul din x minus 1. Când x-ul e negativ. X mai mic ca 0. Da. Avem limită pentru n fiind de la infinit. Din... cos de x plus... plus modul din x minus 1. Ori e la nx, totul supra 1 plus... Limită pentru n la infinit. Negativ, vine tot la fel să facem... Faci e la cât face acolo? La minus infinit. Și e la minus infinit cât face? E la 1 pe e tot la infinit. Și cât face un pe e la infinit? 0. 0. Deci aceea dispare.
0, sunt unui cos de x. Da. Fără limită. Fără limită, sigur că da. Că ai trecut la limită. Egal cu cos de x. Așa încât poți să spui dreapta. Acolo e de x egal cu acolată. Acolo, egal cu... Mă duc din x minus 1. Da. Când x mai mare ca 0. Da. Și cos de x. Cos de x. Când x mai mare ca 0. Cos de x, ai spus, da. Da. Facem limita la dreapta și... Hai să vedem, să vedem cu cât este egal în clipa în care x-ul este 0. Ia vezi cât este f de 0 acolo. F de 0 ar fi limită pentru n de la... Da. Din? Cos de 0, 1. Plus... Modul de minus 1 e 1. Ori e la... Deci plus 1. Ori e la 0, 1. Supra. 1 plus... 1. 2. 2. Deci cât este în x egal cu 0? 1. 1. Trece în... Ori închideai pe la x mai mare egal decât 0. Puteai să închizi în intervalul la x mai mare egal decât 0. Și atunci se întâmpla că vine cât? Modulul de minus 1 care e 1. Da. Deci ca să nu apară mai multe exprimări, da, am închis în intervalul într-un anumit. Deci f de x arată așa. Modul din x minus 1 dacă x mai mare egal decât 0 și cos de x dacă x mai mic ca 0. De ce nu ne-a dat autorul așa funcția asta? Ca a vrut să vadă dacă știți să facem limita asta și suntem atenți sau nu, să vedem cele două situații, când x pozitiv și x negativ. Când x pozitiv, nu, aici face infinit și infinit și face factor forțat. Când x e negativ, doar ce deja 0 și rămâne cos de x. Așa asta era funcția. Putea să fost drăguț cu noi, nu să ne dă doar așa. Dar n-a vrut să o facă, pentru că a dorit să vadă dacă noi suntem atenți și să calculăm mărit. Aici însă de la 0 încolo, am modul de x minus 1. Modul de x minus 1, deja trebuie rupt în două, nu? Da. Că 1 este dincolo de 0. Deci va avea de la 0 până la 1 o exprimare și de la 1 până la altă exprimare. Încât f de x va fi egal cu... Hai să vedem cu cine este egal f de x. Spune f de x egal cu acolo. Egal cu cos de x. Cos de x când x mai mic ca 0. Modul din x minus 1. Egal cu x cu, dacă suntem în stânga lui 1, minus x plus 1, pentru x aparține de la 0 la 1 deschis, și egal cu x minus 1, când x aparține de la 1 la plus infinit. 1 închis de data asta. 1 închis de data asta, da. Asta, așa arată funcția f de x exprimată, nu, pe interval. Sigur, funcția este prin câte expresii, vă să urmăriți prin câte expresii este ea, prin 3. Nu se apune problema continuității, că autorul continuitatea ne-a cerut-o. La, aici, la 0 și la 1. Și la 0 și la 1. La trecere. Da. Că până la 0 îi funcția elementară cos de x continuă. De la 0 la 1 în zona asta e elementară funcție de gradul 3 continuă. De la 1 acolo este continuă, doar la trecere, în 0 și 1. Pentru asta, haideți să vedem repede. Continuitatea în 0. Deci, spuneți, continuitatea în x egal cu 0. Continuitatea în x egal cu 0. Pentru asta începem. Limita la stânga, la dreapta, valoarea funcției funcției 3. În x egal cu 0. Deci, mele sunt 0. Hai, scrie un pic mai mare, da? Egal cu limită pentru x de la 0. Din stânga. Din 0, din cosinus de x. Plus modul din x. Mai, dar fie de care e stânga, mă? Da, 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 din cos de x. Păi, da, se poate. Și egal cu cos de 0 face 1. La stânga. La dreapta.
limita la dreapta lui 0 egal cu limite pentru x de la 0 din minus x plus 1. Așa. Așa e dreapta lui 0. Minus x plus 1. Și face 1. F de 0 minus x plus 1. Păi, locuim x cu 1. Toate cetele, din cele trei acolade rezultă f continuă în x egal cu funcția continuă în 0. Să mai avem, încă o problemă, continuitatea în 1. Toată, continuitatea în x egal cu 1. Limită stânga din 1 egal cu limită x din la 1 din cos de x. Deci la, unde faci acum? La 1. La 1. Stânga lui 1 care este? În ce? Aici. Păi vezi? Păi vezi că ești neatent. Minus x plus 1. Da. Egal cu 0. Da, minus 1 plus 1 face 0, la stânga lui 1 0. Egal cu limita pentru x tinde la 1 din x minus 1. Egal cu 0. Și f de 0. F de 1? F de 1, da. Da, locuim aici, 0. Dinanță 3, rezultă cu f continuă. În x egal cu 1. În final, este continuu pe tot domeniul. Da. Că acolo unde erau, unde suspectam noi, în ce punct am suspectat continuitatea? 0 și 1, ea este continuă. Deci funcția f continuă pe r cu valori f continuă, pe tot domeniul r. Pe mulțimea numelor reale. Deci nu avem nicio doială. În 0 și 1 erau puncte nevralgice, am constatat că funcția este continuă. Da, să vedem alte chestiuni. Studiind așa atent anumite funcții, iată, dacă iau, să zicem, fie funcția următoare, fie funcția f de x, egală cu 5x plus 1. Am să iau funcție elementară. Funcția f de x egal cu 5x plus 1. F este definită, o iau definită pe intervalul 0, 1. Cu valoare n. Atâta doresc eu să iau. Deci funcția f o iau 0, 2, să zic. 0, 2. Deci fie funcția aceasta, 5x plus 1, e depinde pe 0,2 cu valori n. Această funcție, dacă încerc să reprezint grafic, se întâmplă următorul lucru. Când x-ul este 0, y este 1, când x-ul 0, y-ul 1, și când x-ul este 2, 2, 5, 10, 11. Când x-ul este 2, y-ul este, să spunem aici, ce valoare am spus? 11. Care este imaginea? Deci imaginea funcției f a intervalului 0, 2. Este 1, 11. Adică intervalul ăsta 0, 2, cât x-ul se mișcă în 0, 2, y-ul în zona care se duc? La 1, la 11. Egal cu intervalul 1, 11. Deci, imaginea prin funcția f a intervalului 0, 2 este 1, 11. Dar vă rog să fiți atenți că este complet intervalul. Adică, dacă mă opresc la un y de aici, în mod sigur găsesc un x. De ce? Pentru că, în mod clar, toate perechile acestea înseamnă graficul funcției. Și eu, dacă am să mă opresc la un y de aici și duc paralelă, am găsit x-ul corespunzător. Da?
Deci la fiecare Y din zona asta găsim un X. Oarecare ar fi imaginea, prin funcția F, a intervalului 1, 2. A intervalului 1, 2. Deci acum numai intervalul 1, 2 îl vreau. Care este prin funcția F? 6, 11. Așa că la 1 are ce valoare? La 1? 6. Da? Deci 6, 12. 6, 11. 6, 11. Care este imaginea prin funcția F a intervalului, hai să spunem, 1 pe 2, 3 pe 2. 1 pe 2, 3 pe 2. 1 pe 2, 3 pe 2. Adică intervalul 1 pe 2, 3 pe 2, când X se mișcă aici, ce Y vor determina? Păi fac F de 1 pe 2. Cât este F de 1 pe 2? 5 ori 5 ori 1 pe 2, 5 pe 2 plus 1 este 7 pe 2 și F de 3 pe 2 cât face 7 ori 3 pe 2 tu 5 ori 3, 15 pe 2 plus 1 17 pe 2. Deci imaginea acestui interval este intervalul 7 pe 2, respectiv 17 pe 2. Dar să ne înțelegem bine că acest interval nu are nici, să spun, niciun punct lipsă, niciun element nu este lipsă de aici. La orice Y m-aș opri, de fiecare dată găsesc cât un X, cât Y o să fie egal așa ceva. Ei, deci fiți atenți, la orice Y mă opresc eu de aici, de fiecare dată găsesc un X, încât Y corespectiv să fie imaginea acelui X. Y să fie imaginea acelui X. La fel și aici, la orice Y între 6 și 11 mă opresc, de fiecare dată, pentru Y dintre 6 și 11, fie el ce vreau, 7, 8, 9, 10 și mai departe, găsesc câte un X. De unde este X-ul? Între 1 și 2. Astfel de funcții care au această proprietate,